Mulțumim lui Boca Jiru pentru un desen foarte colorat și foarte, foarte interesant făcut. Mulțumim foarte mult, îmi plac foarte mult culorile și alternanța acestora, pe cum și lui Bușe Tiberius pentru un desen făcut cu creionul, simplu, dar interesant. Salutare, dragi mie prieteni și bine m-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe rpg3.bizon.ro de pe contul meu, băieți, și astăzi vreau să promovez primarul la funcția sa, pentru că știți că în episodul trecut, adică în episodul special 700, dacă nu l-ați văzut până acum, aruncați un ochi la episodul 700. În episodul trecut am corectat aplicațiile la primărie, am pus și votul și, ei bine, votul s-a terminat și putem promova primarul. Cred că este pentru prima oară când promovez primarul pe filmare sau a doua oară, deci de multe ori n-am făcut ochi de foarte multe ori într-un an și ceva de admin 4. Așa că este un moment foarte interesant și o să promovăm primarul la funcția sa. Astfel, o să mergem în admin interior pentru a-l putea promova. Este vorba de Alberto, deci era votul de Alberto și Part. Part care nu este conectat și Alberto Man este aici de față. Hai să vedem ce face Alberto. Ok, îți pare că stă pe loc, deci putem să-i dăm get here. Îi dăm un slab 236 și un get here 236. Și dau și eu un font size 2. Așa. Este salut. Bun. Ai câștigat voturile pentru primar. Felicitări. După primirea funcției, te rog să verifici forumul. Să citești regulamentul primăriei și mare atenție la ceea ce scrii pe /gov. Pe /gov se scriu numai chestii legate de primar. Evenimente, taxe, charity, etc. Nu promovări de case, bizuri, etc. Mare atenție. Bun, oricum este și helper și știe toate treburile astea, dar din obișnuință fac acest mic instructaj înainte ca să știe și omul respectiv. Ok, make leader. Putem să-i dăm major, poți să faci cu două chestii. Ori poți să dai make leader și îl faci leader la facțiunea major cum sunt eu. De fapt, nu cu make leader, pentru că cu make leader o să scrie că este chiar leader, o să scrie major leader. Așa că o să dau cu make major să dă în primărie, make major 230, stai, ID 236, o să dăm în felul următor. US. Alberto Man este noul primar al server, este noul primar pentru virgulă pentru luna aprilie 2019. Felicitări. Facem așa, zicem US. Am scris numele bine, da? Alberto Man. Bun. Și dai și în engleză /OUS Alberto Man is the new mayor for the month of April 2019. Congratulations. Așa. Congratulations. Pac, make mayor 236-1. You promoted as the mayor. Felicitări, frate. Și să vină spam acum, nu? Turn on. Oricum sunt puțin jucători la ora asta pe server, 332 dintre care 228 sunt AFK, GG, felicitări. El este noul primar al serverului RPG3, Alberto Man Maior. Și sper să facă o treabă bună și sper să nu fie ca și foștii care n-au făcut o treabă bună. Nu mă refer acum de ultimul, dar în general au fost primari care nu au făcut nicio treabă. Efectiv nu au făcut absolut nimic. Salut, filmez. Efectiv nu au făcut absolut nimic, au pierdut timpul. Hai să dăm întrebări, avem întrebări, nelămuriri, proteste vehemente, ceva pe filmare, nimic? Na. Deocamdată nu. Ok, deci pot să mă scot și eu din primar. Make leader sub brother 1. Ok. Baftă, episodul acesta, deci este filmat pe întâi, mâine apare. Pentru că este filmat pe întâi astăzi, pentru că pe întâi deja a apărut un episod. Ok, baftă. Și dăm și un kill. Kill 236. Kill 109, să mă respawnez și eu. Și dăm un house. Mergem la house. Bun, și suntem la casa noastră, pe care aș vrea să o decorăm un pic. Hai să punem ceva, frate. Uite, peretele ăsta este mult prea gol. Peretele ăsta și peretele ăsta sunt mult, mult prea goi. Așa, facem încoa.
facem un house upgrade și am zis, ce putem să ne punem? D-ăștia am aici, am viața, am armură, am tot ce trebuie în casă. Vreau să punem o masă de sticlă, o masă de sticlă, dar masa de sticlă ar veni bine acolo în față. Gen aici ar veni bine, masa asta de sticlă, bun. Hai să ducem masa de sticlă acolo, da? Bine, filmăm. De cam urățică. Barumba nu e frumoasă, îmi place cum arată. Uite, o ducem mai acolo. Pe space trebuie să țineți apăsat ca să puteți să vă mișcați cât timp este obiectul plasat în cameră. Facem așa. Facem așa. Stai, ups. Așa, frate. Unde poți să trimit un desen? Facebook, Daniel Florian Stoian, facebook.com/swiftygamingro1. Așa, bun. Ce mișto e cânta să mă riu. Mulțumesc, frate, frumos. Tot cu România au talent, cu România au talent. Da, mi-am dat străduința, cât am putut, mi-am dat străduința. Da, mi-am dus să mă distrez, nu să câștig. Da, mulți dintre voi a spus că am cântat foarte bine, ceea ce m-a surprins enorm de mult. Ok, noi o să punem masa asta, uite, aici. Este o muzică ciudată la mine în casă, dar nu știu de unde este, cred că este din Modpack. Ia uite, frate, poți treci pe masa asta, masă tâmpită. Pe casa 39. Hai să vedem dacă s-a meritat 325 de cap pe casa 39. Ia să vedem. Casa 39. Ce interior micare. Nici n-am văzut casa asta până. Bă, nici n-am văzut interiorul ăsta până acum pe Samp. Ma, ce interior micare și câteva uși, o bucătărioară. Nu, nu cred că 325 de cap. Și în ce zonă este? Ia asta de lângă Jefferson. 325 de cap? No. No, nici într-o mie de ani. Nu, maxim 150, frate, maxim, adică ce poți, maxim 150, hai tras de păr 180, dar nu, aia 350 de cani, nu, e mult prea mult. Așa, revenim la casa noastră, house, enter 531. De ce la casa noastră? Pentru că vreau să o decorez. Peretele ăsta este mult prea gol, hai să punem ceva pe acest perete. Vom pune pe perete un calculator. Nu pot pune un calculator pe perete. Nu pot nici să pun un WC pe perete. Uite un sac de box. Da, mă, dar vreau ceva pe perete, un tablou, un ceva de perete. Opa, ia uite un covor. Op, stai. Știu ce fac. Fiți atenți încoa. Facem așa. Pac și cum îl sucesc pe ăsta? Nu așa, vreau să sucesc invers. Așa. Ce scrie pe ăla? Stai, ce scrie că nu văd. Dar nu e covoraș. Stai că nu văd ce scrie. Nu văd ce scrie. PSSH? Ce ar trebui să însemne asta? Anyway, nu ce ar trebui să însemne, dar eu știu că o să pun pe perete, așa că o să facem așa. După o să apăs aici și o să pun pe perete așa. Mai vino cu mine. Unde te-ai dus? Bă, unde s-a dus? S-a dus încoa. Așa, vino încoa. Nu, unde ești, frate? Bă, nu se poate. Mă bate ăsta. Deci efectiv mă bate la... Aoleu, nu mai suport. Așa, nu așa. Așa. Perfect. Perfect, uite așa. Fără tine, draga mea, e mai bine. Draga mea, am timp și pentru mine. Nu așa. Cum îl sucesc invers? Nu așa. Cum îl... Așa, perfect. Bun, l-am sucit așa și acum vreau să dau un jos. Nu. Așa, hai, e bine. Lasă-l așa de lângă asta. Suf numele, suji. Este evident că da, de ce n-ar fi indecent? Și dăm în spate, gata, frate, uite. Și avem pe perete un abțipil cu PSSH. Habar n-am ce înseamnă, dar scrie PSSH. Uite, avem acolo sus și o dischetă din aia, dar cam atât. O să lăsăm casa decorată cu atâta momentan. Bă, mașinile mele, cine mi-a furat mașinile? Unde e stand plane-ul? Stand plane, vreau să mergem cu stand plane. Așa, spam parplace, pentru că avem și modul ăsta de fum mov. Și cred că funcționează și pe stand plane modul de fum, dacă nu mă înșel. Engine. Ai, cineva mi-a... Bai, un hacker mi-a luat stand plane-ul și l-a secat de asigurări. Așa, engine. Perfect. E fum? Nu e fumul mov, e fum roșu. E bine, mi-a săturat de fum roșu, de fum în mov avem și fum roșu. Ok. Now, acum vreau să mergem la paintball, să ne jucăm un pic, ups, la paintball, am fost să te rog cum pot modifica mării mea, chat-ul lui, fix vech, haide, fix vech, hai că se poate, a bubuit, așa, am revenit, mărimea chat-ului, slash font size, și slash page size pentru nr rânduri, mamă, nu văd nimic, frate, de la fumul ăsta, ia să oprim fumul. Fumul se oprește de pe tasta 2. Eu am aflat treaba asta după ce m-am apucat de SAM după mult timp.
De ce scrie aici Grove? Pentru că nu este Grove Street. Nu, am luat foc. Am luat foc. Hai să dacă putem să ajungem așa până Los Santos cu fumul ăsta după noi. Mamă, ce e aici? Nu. Trage în apă, mamă, la limită. Trage în dreapta și face urât de tot. Hai să văd dacă poți să controlezi până în lâs la paintball. Ha, leu cum face. Mor. Ai de avion. Nu. Ușor, ai grijă, avem grijă. Avionul este stai drept. Nu stânga, am zis drept. Va, e un munte în față și copaci, nu-i bine. Copaci, asta nu-i dă bine. Ups, am mai dat o dată. Nu, mamă, cât fum iese. A luat foc. Cât copaci, nu, prea mulți copaci. Nu, o să mor. Nu, prea mulți copaci. La limită l-am luat pe ăla. Nu, ușor, hai să luăm pe aici pe unde nu sunt copaci. Dacă n-ar mai trage în dreapta, ar fi perfect. Dar cum să nu tragă în dreapta, frate? Ia uite, deja n-am apăsat pe nimic acum așa tras în dreapta. Dl, ce viață are? Nu, 794. Bă, n-a pierdut foarte multă viață, dar a pierdut o aripă. Dl, nu. Nu, ma, la limită. Aoleu, alți copaci. Asta nu-i dă bine, copaci. Vreau la paintball mai repede. Ia uite și tu ce contrast mișto roșu cu negru. Vrou, mamă, ce mișto arată. Bă, ziceți voi că arată mișto roșu cu negru. Așa în halul ăsta. Vam, pac. Uleu, nu, pac, nu, trebuie să mă concentrez. Nu mai vorbesc la telefon. Nu, frate, nu. Așa. Perfect, cel puțin am murit pe drum. Vai de mine, cât fum a ieșit din el. Stam prin unele pe tine, da, l-a respawnat deja. Hai bă, să ducă fumul de aici. NG, RP are voie confiscate drugs? Da, are voie NG-ul confiscate. Deci n-ar avea voie NG-ul confiscate. Așa, perfect. Bun, și n-am murit și am ajuns la paintball întregi. Uite, și avem și aici o mașină. Totul ține cu noi astăzi. Așa, și mașina o avem aici. Parcă dacă NG nu are voie confiscate. Scrie în regulament că NG nu are voie confiscate. Greșesc eu undeva? NG poate sta admin, nu admin, leader. Se pune undeva leader National Guard pe aici. Ia stai, make leader Swift Brother 3. Cred că National Guard nu are voie. Salut. NG are voie confiscate. Cred că numai în jail avea nevoie și cred că am greșit eu. NG are voie confiscate. Da. Da, are voie pentru că toată lumea zice. Mulțumesc, citește regulamentul, zice cineva. I-am trimis și eu SMS, zice aici Ruschi. Ce, și ăsta dat la fel, dar toți membrii NG? Da, are voie, așa știu și eu că NG are voie confiscate. Orice PD are voie confiscate, deci n-ar avea voie confiscate. Ok, am ajuns la paintball în sfârșit. Mersi frumos, tipilor din NG. Silence, hai frate, pac. Pac, l-am omorât, dar tipul n-a murit. Ce de sinche pe tine, frate, ce de sinche pe tine. Zice că l-am omorât de două ori. Vai, cât de sinc. Unde sunt ăștia, frate, nici wallhack n-am pe mod pe costa. Am wallhack? N-am wallhack, n-am. Prototype am, n-am nimic pe mod pe costa. Pentru că este mod pe care l-am dat vouă la download. Și evident că nu puteam să bag pe el o grămadă de chestii. Cum a fost mod la România Talent, bă, Swift? A fost o experiență frumoasă. Mai multe detalii în video ăla cu cum am explicat. Da, cacofonie maximă, dar mă grăbesc. Pentru că suntem la paintball. Opa, primarul deja a început să-și facă treaba. Da, m-am omorât. Ăsta și l-a pierdut din viață pentru dependența de droguri. Pac, te-am făcut. Băi, paleto. Da, a venit paleta la paintball. Swift on. Pac. Și... Pac, n-a mai fost a treia oară. Nu, deja m-am lăsat de paintball, o să mai joc la paintball pentru că mă simt în plus aici. E mult prea mult pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut, eu sper că v-a plăcut episodul de astăzi, apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare într-un nou episod la fel de fain ca acesta. Și ca de obicei, stay close. Bye.